Nu există nimic care să poarte eticheta de adevăr absolut. Adevărul nu-l poți descoperi întâmplător într-un spațiu anume. Se găsește în noi, în tot ceea ce ne înconjoară, în cele văzute și în cele nevăzute. Sunt gândurile cu care am hotărât să deschidem, stimați telespectatori, emisiunea de astăzi. Vorbim despre un om simplu, un om cu har, care vede mai multe decât noi. Georgeta Florea din Drajna de Jos, județul Prahova, în ciuda tuturor opreliștilor apărute, este decisă să-și ducă misiunea până la capăt. Vede, simte, comunică cu îngerii, cu divinitatea. Primește mesaje despre ceea ce suntem și despre ceea ce urmează să fim. Fenomenul Georgeta Florea nu trebuie luat în derâdere. Trebuie tratat ca un mister, ca o cheie a universului. Discuțiile cu această femeie înzestrată cu puteri paranormale te copleșesc. La început îți par simple povești, dar apoi vezi că totul se leagă, că totul are logică. Dumnezeu va avea grijă de țara noastră foarte mult, pentru că sunt două țări care sunt protejate de Dumnezeu, România și Palestina. Și în România se spune că va fi centru de credință al globului. Și în felul ăsta, țara noastră trebuie să fie curățată prin apă, prin foc, prin boală, prin mediu și să se împuținească oamenii. Și atunci să rămână cei credincioși. Cei credincioși vor rămâne, vor face centru de credință în România, fapt pentru care toți străinii vin din toate colțurile lumii și doresc să cumpere pământ, să-și facă afaceri în România. Păcat de românii noștri că își vând pământul străinilor și merg în țări străine să muncească, când ar trebui să fie în țara noastră, în țara lor, țară care va fi centru de credință pe glob. De ce a ales divinitatea, Dumnezeu, România și Palestina? Ce avem noi bun? Ce avem noi de dat așa de... Deci Palestina este țara unde s-a născut Fiul lui Dumnezeu. România este țara care, de multă vreme după vremea dacilor, ea a fost țara care s-a apărat. Ea n-a plecat în nicio parte cu bățul, cu sabia, cu secera, cu toporul, să meargă să cotropească alte țări. Ei au sărit și și-au, și-au protejat țara și și-au apărat țara și familia. Este adevărat, țara noastră a fost bântuită de foarte multe popoare care au dorit bogățiile din țara noastră. În afară de asta, avem subsolul țării noastre care este cel mai bogat după glob. Iar oamenii nu știu ce este în subsolul țării noastre, au descoperit, este adevărat, americanii o parte cu satelitul lor, însă nu au ajuns acolo unde trebuie. Pare greu de crezut, dar Georgeta Florea călătorește, după spusele sale, în lumile astrale. Ajunge în locuri la care noi nici măcar nu visăm. Este adevărat, eu am fost de nenumărate ori în Bucegi, la Sarmisegetuza și sub pământul țării noastre, pe lângă faptul că am fost și în Triunghiul Bermudelor și luată cu îngerul și plecată mai departe, rămânând corpul meu material fără suflare, bănuiesc, nu știu, am plecat în corp de lumină și am putut să văd, să constat foarte multe lucruri și să învăț. Vedeți, dumneavoastră, tocmai am ajuns acolo unde vroiam. Sunt foarte mulți sceptici, oameni care nu cred. Dacă le spuneți că dumneavoastră comunicați cu un înger care vă spune ce ne așteaptă, ce se întâmplă și vă sfătuiește și ne sfătuiește pe noi prin dumneavoastră, oamenii nu cred. De ce nu cred? De ce nu vor să înțeleagă că ceea ce spuneți dumneavoastră poate reprezenta sau reprezintă adevărul? Vreau să vă spun un lucru. Aici este de vină conducerea statului și conducerea cultelor. Adică în fiecare cult este o conducere care se preamărește pe ei, fac anumite emisiuni, fac anumite publicitații, care sunt neadevărate. Iar adevărul
a fost transmis de Dumnezeu din sute în sute de ani printr-un oameni. Că a fost femeie, că a fost bărbat, nu s-a ținut seamă, nu s-a ținut seamă de studii, câte facultăți are sau că nu are nicio clasă, s-a ținut seamă de corpul de lumină cât a fost de luminat și Dumnezeu a transmis anumite lucruri prin persoana respectivă, ceea ce a făcut și prin mine. Însă e adevărat, îmi spun foarte multe persoane chiar că sunt nebună, chiar că... Deci mă fac în toate felurile, însă adevărul care îl spun eu este adevăr, adevăr și este dat de către Dumnezeu printr-un înger de lumină, credință și coroană, fapt ce a făcut să scriu 27 de cărți și toate persoanele care le citesc îți dau seama că aceste cărți nu sunt scrise de o bătrână de 77 de ani și că ea poate să cunoască din toate domeniile adevărul. Sunt dictate de o forță supranaturală. Da, da. Care ar fi ultimile dumneavoastră profeții despre om, despre omenire? Omenirea se va împuțina foarte, foarte mult. Și se va lungi perioada de viață a celor care vor rămâne. Vor trece prin lucruri foarte grele, vor fi foarte multe morți, prin accidente, prin boală, așa cum am spus și înainte, datorită mediului care este otrăvit și vine cu avioanele, cu elicopterele și aruncă diverse substanțe și nu mai cad fructele și legumele și toate astea. Pentru că ei spun că pământul nu mai poate rezista să poată hrănească, să se hrănească atât de multe persoane. Însă e un lucru neadevărat. Dumnezeu când trimite anumite persoane pe pământ, Dumnezeu are grijă ca acele persoane să poată să trăiască și să se hrănească. Însă este în desfășurare al treilea război mondial, numit Războiul Creștin Cernerea. Și mi s-a spus că în anul acesta va apărea Antichristul. Și acest Antichrist este cu turban, este din Emirate, din Țările Emirate, și va avea sediu în Franța. Și atunci țara noastră va fi atinsă de drumurile sau de plimbările acestui Antichrist, care va fi și pe pământ și aerian. Georgeta Florea a scris 27 de cărți. Practic, textele i-au fost comunicate de o ființă superioară, de un înger, cum îl numește. În ultimul volum se vorbește despre Zalmoxe și Arsenie Boca, Sfântul Ardealului. Sunt pagini inedite, mărturii cutremurătoare. În această carte este viața lui Zalmoxe, și spirituală, și pământeană, și viața mai mult spirituală a lui Arsenie Boca. Vreau să spun că sunt pe piață peste 70 de cărți care sunt scrise cu el, dar sunt scrise în așa fel încât să ajungă foarte valoroase pentru buzunar, nu adevărul despre el. Să scoată bani editurile. Da, da. Vreau să spun că am citit o carte care nu se spunea decât în copertă, era titlul despre el și foarte puțin. Și restul vorbeau despre alți preoți care vreau să-i popularizeze. Aici este viața pământeană, întrupările lui Arsenie Boc, care nu le știu oamenii și o să rămână foarte curioși. Eu am fost în țară, am fost la biserica Densuș, de lângă, aproape la 10 km de Prislop, și acolo am văzut biserica care a fost făcută pentru un fiu de roman care a trebuit să se căsătorească cu o fată dacă Mara. Această fată dacă și cu fiul de roman au fost căsătoriți de Arsenie. Atunci, pentru prima dată, a fost preot în România, în Dacia, așa că acum este România. Pe urmă, o altă întrupare. Deci, Arsenie a fost întrupat la noi în țară de 5 ori. Una din întrupări, o să vă mirați foarte mult, este a lui Manole, meșterul Manole. Deci meșterul Manole într-o trupare mai veche a fost Arsenie, care a fost în ultima întrupare. De la
meșterul Manole. Meșterul pe care noi îl știm de la școală, din legenda mănăstirii Argeșului, nu? Exact, da. Așa, unde și-a zidit soția pe Ana în zid. Însă, prima biserică care a fost zidită a fost cea de la Densuș, unde a fost zidit fiul de Roman și cu fata Dacămara. Sunt niște informații uluitoare în această carte. Uluitoare. Aș vrea să vă spun cine a fost Arsenie Boca pentru prima dată când s-a întrupat pe pământ. A fost tatăl lui Ioan Botezător. Și vedeți că anumite persoane rămân tot cu credința aia, rămân tot cu sufletul ăla către Dumnezeu, dar într-adevăr alte persoane pierd din credință și pierd din lumină foarte mult. El n-a pierdut. Am văzut că oamenii merg acolo la prislop, atrași ca de un magnet, și credincioși, și necredincioși, merg acolo, ceva îi atrage. Da. Este adevărat, el poate să facă bine, dar oamenii nu știu anumite lucruri, pentru că binele merg acolo și cer o mulțime de lucruri. Ca să poți să-ți realizezi ceva de la mormântul, de la prislop, trebuie să ceri un singur lucru. Când povestește despre aceste taine, rămâi vrăjit. Ai asculta-o ore în șir pe clarvăzătoarea din Drajna. Acolo s-au petrecut multe minuni. Și apa care este acolo este o apă binefăcătoare și are aceeași putere și încărcătură, la fel ca apa de la mănăstire, de la Curtea de Argeș. Acolo a fost prima fântână când el a căzut și a murit, apa de la prislop, deci el s-a rugat la Dumnezeu, era acolo un loc de gunoaie unde se strângea, el a curățat, a făcut, toată lumea se uita la el și nu credea. Și la un moment dat, când s-a terminat totul, a apărut izvorul, are aceeași încărcătură. Singura apă care e cea mai puternică de la noi din țară este apa de la Sarmisegetuza. Și după aceea vine apa de la 7 izvoare, n-am reușit să merg și eu acolo. Și apa care este la prislop și la Curtea de Argeș, deci a treia, adică sunt 3 locuri unde apa vine gradat. Sarmisegetuza, 7 izvoare, prislop cu Curtea de Argeș. La prislop sunt într-adevăr multe minuni. Păcat că sunt oameni care nu înțeleg, păcat că sunt și măicuțele acelea care fac totul fără simț de răspundere, de credință. Mi-a spus îngerul așa, ia-ți la tine tămâie, pentru că pe el nu-l tămâie nimeni. Și să te duci acolo să-l tămâi. Vreau să vă spun, mi-a luat tot ce-mi trebuie. Era într-adevăr început să plouă, m-am dus seara, adică seara când știam că este mai puțină lume, și erau foarte puține persoane. A venit o măicuță la mine și nu m-a lăsat să-l tămâi și am spus, puteți să faceți ce vreți, eu am venit să-l tămâi pe părintele și-l tămâi. Pentru că la noi este obiceiul ca cei care sunt morți să fie tămâiați. Este adevărat că nu m-am dus dimineața la răsăritul soarelui și eu m-am dus seara, dar nu am avut posibilitate să merg dimineața la răsăritul soarelui și nu m-am lăsat până n-am înconjurat mormântul de 3 ori cu tămâie. Chiar i-am lăsat să creadă că sunt nebună, să nu știu ce, le-am spus, dați-vă la o parte că eu am venit să tămâi pe părinte și eu îl tămâi. Niciodată nu știu cum va fi titlul cărții care urmează. De fiecare dată titlul mi l-a spus către sfârșit. Și așa a fost și acest lucru. Am fost foarte surprinsă și am mers, pentru că acolo la Sarmisegetuza am fost numai în corp de lumină. Și anul acesta, pardon, 2013, am fost de 2 ori special la Sarmisegetuza. Am fost când a fost solstițiu de vară, pe 22 iunie, și am fost când a fost echinocțiu, în 22 septembrie. Am vrut să văd dacă e același lucru acolo. Vreau să vă spun, n-am fost în alte zile și aș fi curioasă să știu, pe pomii care sunt acolo la Sarmisegetuza, este întreaga istoria dacilor. Cine poate să vadă acest lucru? Eu m-am dus cu un grup de
prieteni și vreau să vă spun, am putut vedea toată arhiva dacilor scrisă pe pomi, deci desenată pe pomi. Am scris o parte din ele și în această carte, Storii României, pentru că și-am comunicat cu Zamolse acolo, față de cei care... Ce v-a spus Zamolse în comunicarea asta? Pentru noi? Foarte puțin am comunicat. I-am mulțumit pentru că am ajuns acolo în corp pământean. L-am rugat să aibă grijă de țară și vreau să vă spun că atunci am cerut să-l facă bine pe o cunoștință de-a mea care a mers cu ea acolo și pe care îl durea mâna. Restul, acolo, da. Istoria dacilor pe scoarța copacilor. Da. Să văd cum lucrau ei, cum erau îmbrăcați, cum și războaie, și războaie din astea care, cum să spun, țeseau, cum erau tunurile desenate, deci cu roată din aia de lemn, scări, trepte care erau, lumina de sus, se vede drumul de lumină pe foarte mulți copaci. Dar nu am avut timp să stau să studiez fiecare copac și să comunic pentru fiecare figură care era acolo. Te uitai, s-au uitat și cei care au fost cu mine. Ne uitam pe copac, eu treceam dintr-o parte într-alta, așa, s-au uitat și le spuneam, ce vedeți voi acolo? S-au uitat și ei și îmi spunea ce văd ei. Ia mai uitați-vă încă o dată, că eu văd în plus cu tare lucruri. Vreau să ved dacă și voi vedeți. Și într-adevăr au văzut, este adevărat, au fost și două persoane, nu pot să le dau numele că mi-s prea dragi, în care spuneau, nu văd nimic. Și așa foarte mirați și cu ciudă că noi îi vedeam și ei nu văd. Și atunci ne-a spus, poate nu a ajuns timpul ca voi să vedeți. Vreau să vă spun că acolo, la Sarmisegetuza, este locul unde se intră în piramidă. Unde este apa vie. Apa vie este singura apă după glob care o transportă entitățile divine și o dau la fiecare pământean. Iar deasupra este un izvoraș care izvorește tot din același loc. Și merge așa un pârâiaș micuț care l-am văzut că era pus acolo o coajă de copac sau în sfârșit a adaptat ceva ca oamenii să poată să ia. Însă ce m-a frapat pe mine, în momentul când acel izvoraș merge și intră într-un loc acolo, domnule, este o muzică specială. Cine stă să asculte felul cum merge, cum pornește apa aia la revărsare, rămâi încremenit. Am stat și e o muzică specială, e ceva care... Este divin, ceva care nu poți să întâlnești în altă parte. Și la mare, dacă te duci, zgomotul apei este altfel. Acolo este o muzică făcută din izvorașul ăla mic care merge la revărsare. Am rămas foarte impresionată. Georgeta Florea este fascinată de munții Buceci, de misterul care învăluie aceste locuri legendare, de tainele pe care le ascund. În Bucegi ați mai fost, ați mai călătorit și acum, spiritual? De curând nu. Am fost înainte de sărbători. Înainte de sărbători am fost, că a trebuit să ajung pe drumul acela care merge până la piramida Cheops. Dar un drum subteran sau un... Un drum. Noi, în țara noastră, sunt 17 drumuri subterane care merg până în Himalaya, până în țara noastră, pe mai multe părți, și în străinătate, tot așa în mai multe țări. Care tot este și acolo în biblioteca de sub Bucești, ce se mai întâmplă, doamna Flore? Nu pot să înțeleagă oamenii și oricât ar încerca să intre, să facă, să vadă, sunt niște lucruri imense. Ei, anumite persoane, nu vor putea să ajungă la informațiile respective pentru că nu au credință și nu Dumnezeu îi trimite acolo, ci cei răi. Însă, acele lucruri care sunt trecute, sunt un fel de discuri sau nu știu cum să vă spun,
ca un fel de casete speciale. Le-am văzut, le-am pipăit, dar nu am putut să citesc în ele. Dar americanii cum au ajuns acolo? Cum au detectat ei intrarea? Și... Deci cu un satelit, deci deasupra s-a putut vedea că și acum acel loc este ocupat de ei și nu mai se poate intra de oameni care au încercat să intre. Dar în jur sunt și locuri unde oamenii se plimbă, fac excursii și au constatat că sunt anumite pietre care trepidează. Că la un moment dat, bunicul meu mi-a spus și mie a fost într-un vis. Și mi-a spus, Gicule, că el așa îmi spunea, și-au dorit nepoți băieți, vei pleca în curând în Bucegi și vei pune mâna pe o piatră și ai grijă, taică, că se va imprima pe palma ta și să știi că piatra aia tremură, taică, să fii atentă, tremură, tremură. Eu încă n-am plecat până acum, pentru că niciodată nu pot să plec singur. Când o fi să plec, o să fac și programul care mi se spune. De ce se ține la mare secret descoperirea asta? Pentru că... Oamenii nu înțeleg și toți vor material. Toți vor material. Nimeni nu vrea spiritual. Nu vor să înțeleagă credința, nu vor să înțeleagă adevărul, nu vor să înțeleagă nimic. Clarvăzătoarea se luptă să ducă la îndeplinire un proiect drag sufletului ei, să înalțe 17 cruci în 17 puncte cheie din România. Până acum a construit 3. Troițele reprezintă un semn al respectului pentru divinitate, un mod de a apropia pe oameni de Dumnezeu. Ce vă reține să continuați acest proiect? Banii. Banii în primul rând. Deci am făcut prima troiță la mine în curte, care e Troița Dreptății, și vreau să vă spun un lucru. N-am știut și n-am aflat decât după un an de zile că atunci când s-a sfințit această troiță, a venit lumină din cer pe troiță de câteva ori. Și acest lucru am eu poze. Am sfințit, că asta e de la mine din curte, este Troița Dreptății. O altă troiță a familiei în comuna Ungureni, aceea... În Dâmbovița. Dâmbovița. N-am aflat până acum că ar fi fost o minune pe troița aia. S-ar putea să fi fost, dar eu nu am aflat. Și a treia troiță care s-a sfințit este troița de la Gogoșar, de la Giurgiu. Vreau să vă spun, în momentul când a zis se sfințește această troiță, a coborât lumină din cer pe troiță. Deci... Oricine poate să spună că sunt trucuri, așa ceva nu există. Nu există. Noi eram acolo, ne rugam, ascultam slujba și ca să aflăm că de sus, de la Dumnezeu, pornește lumina către Petroiță. Aceeași lumină eu am văzut-o la Ierusalim când am fost acum 2 ani într-o excursie la mormântul lui Iisus. Aceeași lumină am văzut-o pe mormântul părintelui Arsenie. Deci până acum, în 4 locuri, aceeași lumină s-a propagat pe cruce, la mormântul lui Iisus și la părintele Arsenie. Acum să vă spun de troițe. Mai am o troiță începută, care este deja jumătate făcută, la Gornet Cricov. Însă a murit stăpâna locului, a murit și soțul ei și acum dezbaterile succesorale întârzie și urmează să facem o altă troiță. Am deja un loc aprobat la Gura Ogniței. Deci mi s-a dat 1000 de metri, care urmează și acolo să facem o troiță și încă niște chilii, dacă ne ajută Dumnezeu, ca să facem un traseu turistic cu credincioșii și acei credincioși care să rămână în continuare la Gura Ogniței. Am un alt loc care este aprobat de primărie la Peciu Nou, aproape de Timișoara. Acolo, la sfârșitul lunii martie, ne vom apuca de treabă, pentru că am deja toate aprobările luate de la Peciu Nou, plus și o parte din bani pentru crucea, pentru troița de acolo. Restul, donațiile sunt foarte mici. Poarta casei Georgetei Florea este mereu deschisă pentru cei împovorați de griji, pentru cei care au nevoie de un sfat, de un îndemn.
de o speranță,